numărul nemțenilor care și-au găsit un loc de muncă prin intermediul agențiilor locale de ocupare în perioada ianuarie-noiembrie a anului trecut a adus județul nostru pe locul al patrulea la nivel național. Activitățile de la Agenția Roman, de exemplu prin activitatea de mediere în 2018 ca un element de bilanț, s-au angajat 4.146 de persoane, indemnizați 321, neindemnizați 3.825, din care 41 au fost absolvenți la indemnizați și 116 la neindemnizați. Urban au fost 1.490, rural 2.656, pe perioada nedeterminată 2.888, nedeterminat 1.258. Statisticile oficiale arată că județul Neamț a depășit județul Iași din punct de vedere al numărului angajărilor cu 12.734 de persoane care și-au găsit un loc de muncă. Județul Neamț se situează pe locul 4 ca număr de angajări din rândul persoanelor neocupate pe țară. Nu înseamnă că cifrele chiar reflectă 100% realitatea, denotă că agenția are un bun control pe piața muncii, deci în județul Neamț, pentru că poate sunt județe ca Clujul, care noi le depășim, sau Iașu, dar care probabil, exact ce vă spuneam mai la începutul emisiunii, cu acele amenzi care se pot da, nu, efectiv nu mai desfășura activitatea să surprindă toate aspectele care sunt pe piața muncii, deci din punctul ăsta de vedere, județul Neamț e peste cum ar veni potențialul lui de populație sau de economic ca și evidența angajărilor. În sprijinul celor care și-au căutat un job, în Neamț au fost organizate 3 burse ale locurilor de muncă, alături de o serie de cursuri de formare profesională. În clasamentul angajărilor, Bucureștiul ocupă primul loc cu 19.887 de angajări, fiind urmat de județele Timiș, Suceava, Neamț și Iași.